Salutare și bine v-am regăsit, dragi traderi! Pentru cei care sunt pentru prima dată pe acest canal YouTube, numele meu este Mihai Tiepac și pe acest canal de obicei postez analize, este podcastul InBrain și alte filme educaționale din zona de trading și investiții. Înainte de a începe analiza de astăzi și planul de tranzacționare pe AUD, USD sau pe OZI, țin să fac anunțul pe care îl fac de fiecare dată că acest video nu este un sfat de investiții sau tranzacționare. Totdeauna să vă faceți propria analiză pentru că aveți un propriu sistem de tranzacționare. Sistemul meu de tranzacționare este bazat pe divergențe țineți cont și de partea de fundamental, pe care eu de cele mai multe ori nu o mai aduc aminte în acest video, pentru că vreau să-l fac cât se poate de scurt și atunci vorbesc mai mult pe tehnic. Dar să revenim, suntem pe AUD-USD și ce putem să observăm în primul și în primul rând, că avem o convergență pe minime, prin urmare, tranzacțiile de vânzare sunt cele pe care le voi căuta. Haideți să mergem pe un time frame mai mic și să ne mutăm pe H4. Și ce putem să observăm că între aceste minime avem o divergență continuă pe minime, deci este o divergență bullish și aici bineînțeles că s-a mai format încă, încă un val de divergență tot bullish. Însă tranzacțiile de vânzare sunt cele pe care, pe care le caut. pentru că s-a format acea convergență pe timeframe-ul de o zi. Prin urmare, aceste divergențe mă aștept să se consume cu o corecție până în zona 0 65-461. Am putea să trasăm și un Fibo pentru a avea niște valori. O să-l să trasez pe acest impuls. Chiar dacă impulsul nu s-a terminat, am nevoie de niște valori. Văd că 50, care știm că nu este un nivel Fibonacci, este. A, identic cu această linie de rezistență, pentru că ea sper să funcționeze de data aceasta ca rezistență. Prin urmare, fie o să mă aștept ca această corecție să ajungă 61 cu 8, fie în 38 cu 2. Oricum, în această zonă este practic zona de, de rezistență pe care eu mă aștept ca prețul să o testeze și, prin urmare, chiar dacă nu am în acest moment un nivel care să-mi dea o probabilitate mare, mă aștept însă să văd pe histograma mea CD o creștere în așa fel încât să informeze o divergență ascunsă bearish și pe baza ei să deschid o tranzacție de vânzare. Deci mă aștept ca prețul să corecteze în această zonă să-și găsească o rezistență și de aici tranzacții de vânzare. Nu o să fiu, din punctul meu de vedere, în această tranzacție un trader anticipativ. Mă aștept să trasez o linie de Contra-trend sau linie corectivă și pe străpungerea ei se deschidă o tranzacție de vânzare pentru a avea un risk management cât mai potrivit. Prin urmare, tranzacții de vânzare, iar invalidarea scenariului și planului meu de tranzacționare cu sell pe AUDUSD se va face, bineînțeles, în momentul în care prețul reușește să străpungă acest nivel pe care nu l-am trasat, dar haide să șterg aceste liniuțe și să-l pun. Deci, pentru mine, invalidarea unei tranzacții de vânzare ar fi în zona 065955. Deci, în această străpungere a acestei rezistențe, din punctul meu de vedere, este uh, practic invalidarea scenarului de sell. Până atunci, orice mișcare Ascendentă este o oportunitate de a deschide tranzacții de vânzare. Ca de obicei, până ne revedem tranzacții fericite.